Ne întoarcem la ziua forțelor terestre. Gabriel Oprea, ministrul de interne, ține un discurs, să-l ascultăm. Reprezintă pentru armata română un prilej de sărbătorire a românilor curajoși și demni, care își dedică viața și cariera slujirii intereselor de securitate ale țării. Astăzi ne cinstim eroii și onorăm militarii care fac parte din cel mai reprezentativ corp al armatei României, forțele terestre. Cinstim pe cei care, de-a lungul timpului, au luptat pentru libertate, unitate națională și integritate teritorială, dându-și viața pentru a-și urma crezul. Lor le dedicăm ceremonia de astăzi. Cei care ne-au fost camarazi, prieteni sau colegi nu vor fi uitați niciodată. Este deviza noastră, este o obligație sacră de a nu lăsa pe nimeni în urmă, indiferent de misiune, greutăți sau sacrificii. Acest spirit al camaraderiei ne unește și ne ține aproape în marea familie a Armatei României. Stimați colegi, România are astăzi cele mai importante garanții de securitate. Suntem partea celei mai puternice alianțe militare, NATO și parte a Uniunii Europene, împărtășind valorile libertății, securității și justiției. Primul și cel mai important ideal al României și l-a asumat ca membru NATO este solidaritatea. Nu te poți bucura de drepturi dacă nu ești pregătit în a-ți asuma responsabilitățile care vin odată cu acestea. Iar România și-a asumat responsabilități importante în acești 11 ani de când suntem parte a NATO, în teatrele de operații din Irak și Afganistan, în efortul luptei antiteroriste. Actualul context de securitate și evoluțiile din regiune fac ca de la o zi la alta să apară amenințări și noi provocări la care trebuie să ne adaptăm, ajustând permanent resursele pe care le avem pentru a face față acestor schimbări. De aceea este nevoie să investim mai mult în echipamente și în tehnică, dar mai ales în pregătirea temeinică a militarilor noștri pentru asigurarea condițiilor de interoperabilitate cu armatele celorlalte țări membre NATO. Iar acest lucru îl facem chiar în aceste zile, cum spunea și domnul ministru al Apărării Naționale Mircea Dușa, în exerciții comune cu partenerii noștri la Câmpia Turzii sau în poligonul Zmârdan. Ca militar al Armatei Române, am încredere deplină în profesionalismul și în calitățile morale ale militarilor noștri, ale soldaților români, demonstrate cu prilejul la nenumărate misiuni desfășurate în teatrele de operații. Faptele acestor oameni curajoși ne îndreptățesc să privim cu optimism spre viitor. Vă adresez cele mai calde felicitări și urări de succes în nobila misiune de a vă servi țara sub tricolor. Îi felicit totodată pe cei care poartă numele patronului spiritual al forțelor terestre și le spun un sincer la mulți ani. Dumnezeu să binecuvânteze forțele terestre ale Armatei României. Așa să ne ajute Dumnezeu.